Agenții din cadrul Serviciului de Poliție Locală patrulează pe străzile municipale în scopul de a proteja bunul public. De la începutul lunii și până pe 15 aprilie, polițiștii au întocmit 37 de procese verbale de sancționare contravențională. Pot să vă spun, pe la hotărârea Consiliului Local 15 privitoare la curățenia localității, acolo avem un număr de 9 procese verbale. Aici pot să vă spun, dintre acestea două au fost pentru scurgeri de ape reziduale provenite din gospodărie, scurgere pe domeniul public sau în curțile vecinilor, două asemenea situații. De asemenea, se menține contravențiile la urcarea vehiculelor pe trotuare. Aici avem iarăși 4 sancțiuni contravenționale. Sancțiunile au mai fost aplicate și în regimul de construcții. De menționat este faptul că amenda pentru cei care nu au autorizație de construire este de la 1.000 de lei până la 10.000 de lei. Am aplicat la legea 50, respectiv la regimul construcțiilor, foarte multe construcții fără autorizație de construire efectuate de către cetățeni. Controlul la aceste probleme se face de către serviciul nostru. Și aici pot să vă spun că până acum am aplicat în această perioadă numai 2 sancțiuni și încă 4 procese verbale sunt în curs de întocmire și de aplicarea sancțiunii. Există o procedură mai specială aici. Mai mult, în cadrul Serviciului de Circulație, Poliția Locală a întocmit un număr de 22 de procese verbale. Foarte multe sancțiuni sunt pentru opririle în alte locuri decât cele speciale pentru opriri sau parcări. Mă refer aici opririle pe trecere de pietoni sau în apropierea trecerilor de pietoni. Și punând în pericol foarte grav siguranța elevilor mai ales. Și astfel ne-am axat pe trecerea de pietoni din jurul școlilor. Ca noutate se aplică și punctele pe carnet. Deci se cumulează punctele odată cu amenda stabilită de către agentul constatator. Aceasta este situația constatărilor și contravențiilor aplicate de Poliția Locală în primele 2 săptămâni din luna aprilie. Patrulările pe străzile municipiului vor continua astfel încât persoanele care nu respectă bunurile publice să fie identificate și sancționate în mod corespunzător.